Ministerul Mediului a anunțat că pregătește un act normativ pentru plafonarea prețului lemnului utilizat pentru încălzire. Măsura a fost aprobată în coaliție și ar urma să se aplice pentru 6 luni. După elaborare, proiectul va fi supus aprobării guvernului. Conform ministrului Mediului, Tanțoș Barna, în România, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemn de foc sau cu produse derivate. În prezent, specialiștii Ministerului Mediului lucrează pentru a stabili toate detaliile prin care va funcționa acest mecanism de plafonare. În paralel cu plafonarea prețului de vânzare al lemnului pentru încălzire, proiectul de act normativ va cuprinde și alte măsuri de protecție a cetățenilor, printre care se numără limitarea temporară a exporturilor lemnului de foc și a produselor derivate pentru încălzire, atât la nivel intracomunitar, cât și în afara Uniunii Europene.